În anul centenar, Gala Culturii devine un eveniment caritabil de strângere de fonduri pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a casei memoriale Iuliu Maniu de la Bădăcin, în cadrul căruia vor fi licitate 10 batiste inscripționate cu monograma familiei Maniu. Licitația pentru cele 10 batiste realizate după modelul batistelor pe care le cosea Clara Maniu, mama lui Iuliu Maniu, se va desfășura în cadrul unui eveniment festiv ce va avea loc vineri 16 februarie, începând cu ora 18, la un restaurant din municipiul Zalău. Accesul la eveniment se face în baza unei donații în valoare de 200 de lei. Toți aceia care doresc să participe la acest eveniment, nefiind un eveniment politizat, nefiind un eveniment exclusivist, este un eveniment pentru toată lumea, pot să facă o donație de 200 de lei de persoană, donație care le permite accesul la eveniment. În schimbul donației, fiecare persoană va primi o chitanță pe care scrie contravaloare donație Casa Memorială Iuliu Maniu și o invitație pe care vom scrie achitat cu chitanța numărul. Deci, fiecare dintre cei care va face acea donație va avea garanția că banii donați se duc exclusiv pentru lucrările de reabilitare. Ceea ce este important. După ce fiecare dintre noi a făcut acea donație, ne putem deja considera participanți la eveniment. Batistele de colecție au fost realizate manual, în semn de omagiu pentru Iuliu Maniu, și au fost cusute în atelierul de zestre contemporană Mândrășic, de un grup de femei din Bădăcin. Vom avea 10 batiste suvenir pe care doamnele de la Bădăcin, coordonate de Alina Zară Prunean, le-au confecționat în ultima perioadă. Este vorba despre batistele de colecție, primele 10 batiste de colecție. Au valoare extraordinară pentru că sunt primele 10 și pentru că poartă monograma familiei Maniu și semnătura lui Iuliu Maniu. Vom licita și aceste 10 batistuțe făcute de mână, după modelul pe care mama lui Iuliu Maniu, Clara Maniu, l-a lăsat și femeile l-au găsit. Până acum au fost cumpărate o treime din locurile disponibile la eveniment. Cei interesați pot achiziționa bilete de la Direcția Județeană de Cultură Sălaj.